Întrebarea este, ce se întâmplă cu tine când Iisus e regele tău? Vedeți, când Iisus e învățătorul, mai e cum e. Când Iisus e un pedagog, cineva distant, când Iisus e un mentor, când Iisus e un prieten, te tragi de șiretul cu el, când Iisus e cineva care îți permiți foarte multe sau nu-ți permiți, că e prea distant. Cineva spunea la un moment dat, când eram într-o sucursală de bancă, zicea, există Dumnezeu, dar Dumnezeu nu prea e implicat la noi. Cam absent pe planeta asta. Dacă ar fi implicat, de ce există război în Ucraina, întreabă unii, și așa mai departe. Ce se întâmplă când Iisus e regele tău? Nu un rege, nu unul dintre regi, regele tău. Intrarea Mântuitorului în Ierusalim nu e o chestiune ceremonială, nu e o chestiune tradițională, nu e o formă, nu. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată în spațiul ebraic. Pentru asta s-a profețit de la Daniel capitolul 9, versetul 24 în jos, va intra unsul pe ceasul lui Dumnezeu, pe timpul lui Dumnezeu profetic, exista exact ora în care trebuie să intre Iisus Hristos în Ierusalim. Exista o claritate profetică. Maleachi prezintă intrarea regelui și mai ales Zaharia zice 9:9, saltă de bucurie, fiica Sionului, strigă de bucurie. Care e motivul pentru care trebuie să strigăm în această dimineață? Și profetul zice, împăratul tău vine la tine. Mai important decât faptul că se botează 10 candidați, pentru care mă rog să fie de nota 10 în toată viața lor, Dumnezeu să-i însoțească și va însoți, indiferent cât de multe ispite vor veni în viața voastră, nu uitați, regele vostru este pe tron, este împăratul vostru personal, el este deasupra istoriei. Mai important decât un botez, e momentul în care ne reamintim, regele a călcat pe planeta Terra, a fost instalat pe tron. Au vrut dușmanii să-l dea jos, au vrut dușmanii să-l detroneze, au strigat fariseii și au încleștat pumnii și au strânjit din dinți, nervoși, supărați, agresivi. Și au zis, n-auzi ce zici ăștia acum, adică tu ești regele. Și ce a zis Iisus? Lăsați-i să zică. Dacă ei vor tăcea, o să auziți cum vorbesc bolovanii. Pietrele de pe stradă vor striga. Ce se întâmplă când Iisus e regele tău? În primul rând, regele dictează. V-ați învățat foarte bine că, mai ales de azi încolo, nu mai dictați voi. Ați dictat destul unii și au ieșit cum au ieșit lucrurile. De azi dictează regele. Biblia zice, s-a apropiat de Ierusalim, lângă Betfage și Betania, spre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Și ascultați cum dictează regele. Duceți-vă! Fratele păstor Daniel Oniga spunea pasajul din Marcu 16, Mântuitorul Iisus Hristos a zis ucenicilor, înainte să se înalțe la cer, Duceți-vă în toată lumea și predicați, proclamați Evanghelia la orice făptură. Duceți-vă mai departe. Regele dictează. Indiferent cât de mult va încerca să dicteze societatea, indiferent cât vor fi niște factori extrem de vocali, niște indivizi extrem de persuasivi, extrem de agresivi, să nu uitați, pentru că Domnul Iisus e regele. El dictează. O să dicteze uneori cum nu vă place. O să creeze uneori anumite directive care nu sunt confortabile. Vă rog să vă puneți în pielea celor doi. Imaginați-vă că în dimineața aceasta ar fi venit cineva cu autoritate foarte mare și ar fi zis, uite, acum faci asta. Și n-ai fi avut curajul să zici nu, pentru că avea autoritate. Și regele zice, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Vedeți, nu sunt importante numele ucenicilor. Important e regele. Amin? Slăvit să fie numele lui. Nu e important numele satului. Ce nu-i dă numele? Nu știa numele? Ba da, dar nu-i important nici satul.
Îndată veți găsi, după ce intrați în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Pasajele paralele din Matei, Luca și chiar Ioan, mai special Matei, zice: o să găsiți un om, duceți-vă după el. Păi, Doamne, ne pui într-o dificultate. Cum adică? Ce fel de directive sunt astea? De ce nu ne dai coordonatele GPS? De ce nu ne spui numele persoanei pe care o să o întâlnim? De ce nu ne dai adresa locației unde-i măgărușul? Există momente în viață în care regele dictează și tu nu pricepi. Când nu pricepi ce dictează regele, fii ascultător, fii ascultătoare, smerește-te, ascultă! Aplică cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu pricepi, chiar dacă mesajul lui Dumnezeu pare habodnic, pare irațional, pare deasupra oricărei gândiri umane. Când toate din tine, din jurul tău, vor zice: nu-i ok. Dacă zice regele, regele dictează. Să nu vă imaginați că ei chiar n-au avut nicio luptă până să se boteze. Fiecare a avut lupta lor. Pe unii am lăsat să rămână în lupte pentru o vreme, până când Duhul mi-a zis: e momentul să intervii, e momentul să vorbești. Și nu pentru că am vorbit eu, că sunt un simplu om, ci pentru că Duhul Sfânt a vorbit, pentru că Dumnezeu v-a atins, pentru că în voi s-a produs o schimbare radicală. Regele a dictat. Regele a dictat din toate punctele de vedere. La fiecare dintre ei, dacă vă uitați, o să realizați în timp, acum nu o să vă dați seama, familia din jurul fiecare dintre ei, ce apropiați o să observe că s-au întâmplat niște lucruri radicale. Unii deja au început să vorbească și pe unii dintre noastre v-au cam zdruncinat ideile. Cum? Ce te-a bucat pe tine să te schimbi așa? De ce asta? Știți de ce? A dictat regele. A dictat regele. Și când regele dictează, cine vrea să fie în împărăția lui, ascultă. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Dacă vă va întreba cineva: pentru ce faceți lucrul acesta? De ce vă botezați? De ce v-ați îmbrăcat în haine albe? De ce sunteți? De ce trebuie neapărat în public? Foarte mulți oameni spun: eu vreau să mă botez, dar acasă, undeva într-o obscuritate, nascunsă, nu știe nimeni. De ce tocmai aici? De ce așa? De ce cu așa multe emoții? De ce? Așa a dictat regele. Ascultați ce zice Biblia. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă o ușă. Detaliile sunt în continuare. Unii, și nu vor fi puțini, unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: ce faceți? Așteptați-vă la intrigă. Așteptați-vă la oameni care nu o să vă zâmbească întotdeauna. Așteptați-vă la persoane care o să vă calomnieze pentru că v-ați botezat. O parte dintre surori spuneau: când a venit pe stradă, de acasă, din apartament, până la mașină, s-a uitat toți la mine: de ce sunt alb? Că nu era mireasă. Da, sunteți o priveliște. Sunteți o uimire. Cerul întreg e cu ochii pe voi. Cerul e deschis. Una dintre candidate a zis: azi dimineață m-am rugat și am zis: Doamne, în dimineața asta deschide cerul pentru mine. Aleluia lui Dumnezeu. Să știți că cerul e deschis pentru ei, pentru fiecare dintre ei. De ce? Regele e aici. Regele dictează. De ce faceți asta? De ce să legați măgărușul? Ascultați ce spune Biblia, versetul 6 zice: ei au răspuns cum le poruncise Iisus. Când regele dictează, fiecare dintre noi ne smerim în fața regelui și zicem amin la tot ce zice Dumnezeu. Continuați împărtășia spirituală a bisericii, nu lipsiți de la casa lui Dumnezeu. Rugați-vă în fiecare zi. Postiți măcar o dată pe săptămână, citiți Biblia, urmăriți această umplere cu Duhul Sfânt, să fiți botezați cu Duhul Sfânt, să vorbiți în limbi, să primiți daruri supranaturale. Regele vrea să vă folosească. Cine vrea să facă asta, Domnul cu ei, să zică amin, lucrează, Doamne. Când Iisus e regele tău, El dictează. Doi, regele dezleagă. Fiecare dintre ei au avut legăturile lor. Unele legături s-au rupt mai greu, altele mai ușor. Unele dintr-o dată, altele în timp. Fiecare știți experiențele voastre. Biblia zice: i-au trimis pe cei doi și le-au zis: duceți-vă, o să găsiți un măgăruș pe care n-a încălecat încă nimeni. Asta înseamnă că va fi nărăvaș în mod normal.
Asta înseamnă că va fi agresiv, asta înseamnă că va avea ifose specifice unui măgăruș pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Asta înseamnă că în mod normal când ajunge acolo lângă Iisus și Iisus încearcă să-l încalece, să fie deasupra lui, o să fie cum nu se așteaptă nimeni. O să-l facă de rușine pe Iisus, nu? Așa era de așteptat. N-a încălecat nimeni. Știți că și măgărușul s-a supus? Știți că și creația îi se supune Marelui Rege? Știți că în această dimineață suntem aici, avem o zi însorită, pentru că Marele Rege este pe tron, pentru că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, pentru că avem viață, suflare, mișcare și toate lucrurile, pentru că am avut sănătatea necesară să ajungem aici. E numai și numai datorită Marelui Rege. Strig din toată inima, slăvit să fie Domnul Iisus! Slăvit să fie Domnul Iisus! Regele a dictat ca în România să continue să fie pace. Și botezul acesta se organizează în libertate. Pentru că regele a zis în România să fie pace. Regele dictează, dar regele dezleagă. Deslegați-l, spune Biblia. Dacă vă va întreba cineva de ce faceți lucrul acesta, să spuneți, de ce este legat? Pentru că Domnul are trebuință de el. Și îndată îl va trimite înapoi. Ascultați ce spune Biblia, ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul cum? Legat. Afară, lângă o ușă. Așa erați voi, afară. Cei mai mulți dintre voi n-ați avut nimic cu Iisus Hristos. Cei mai mulți dintre voi ați privit creștinismul ca o chestiune ritualică pe care o frecventați din Paști, în Crăciun sau rare ori și atunci. Afară, în lumea voastră, lângă o ușă, în nesiguranță dacă să intrați sau nu, la cotitura drumului, în fața multor decizii, și uitați-vă că cineva a venit la dumneavoastră. Cineva a venit la dumneavoastră. Nu e un om. Numele Lui este Iisus Hristos. Și cineva v-a dezlegat pe fiecare dintre voi. Legăturile voastre au căzut și păcatele voastre rămân o istorie pentru că au fost iertate. În numele Lui Iisus Hristos. O să-mi ziceți, frate Caleb, nu Iisus a dezlegat, ci ucenicii. Nu. Ascultați-mă ce vă spun. Cel ce a dezlegat realmente este Iisus. Dacă Iisus nu-i trimitea, dacă Iisus nu avea autoritate, dacă Iisus nu avea putere asupra deciziilor acelor stăpâni, nu vă imaginați că acești măgărușul cu mămicuța lui, dacă îmi permiteți, cu măgărița, nu vă imaginați că erau ieftini, actualmente ar fi fost ca niște mașini. Erau animale de tracțiune, nu erau așa că le găsești pe stradă. Cel mai probabil era sursa existențială a muncii acestor stăpâni. Nu era ușor de dat? Cine și-ar da mașina dacă are peste 10.000 de euro? Hai! Numai dacă are mai multe, cu valori mai mari, dar cine să-și dea? Realizați ce se întâmplă? Știți în puterea cărui cuvânt a fost dezlegat măgărușul? În puterea cuvântului lui Iisus. De ce faceți lucrul acesta, au întrebat stăpânii? Nu-i normal, noi am crescut, sunt pentru noi, sunt pentru sursa existențială a familiei noastre. De ce îl dezlegați? Și argumentul care a făcut să zică da pe stăpâni, a fost pentru că Domnul are trebuință de ei. Știți de ce vă botezați voi? O să vă uimiți, pentru că Domnul are nevoie de voi. În primul rând, voi aveți foarte mare nevoie de Dumnezeu. Eu, în primul rând, cea mai mare nevoie, cine mă recunoaște ca mine să zică amin. Și Domnul are nevoie de voi. Familiile voastre, în anturajele voastre, deja începe să răspândiți lumină. Ceva se întâmplă în jur. Pentru că Domnul vrea să vă folosească. Dar Domnul vă folosește numai după ce v-a dezlegat. Orice impuritate, dacă mai există vreun gând, vreo frică, vreo emoție, împreună cu Biserica Betania și cu frații slujitori, ne rugăm în numele Lui Iisus, Domnul să-i dezlege total. Domnul le va scrie numele în cartea vieții. Credeți asta? Slăviți să fie numele Domnului. Când Iisus e regele tău, trei, dă-i-te. Trebuie să-i te dăruiești. Dezlegați-l și lăsați-l unde vreți voi. Nu! Dezlegați-l și aduceți-i mil mie. Voi veți intra membrii de drept și de fapt în Biserica Pentecostală Betania din Cluj-Napoca și implicit în cultul pentecostal. Dar voi sunteți ai Domnului Iisus. Amin? Pentru că regele
Așteaptă să îi te dărui. Foarte mulți oameni au fluturat și au zis, da, regele nostru, au rupt ramuri de finic, a făcut tot felul de mișcări ceremoniale. Unii au adus jertfe care nu i-a costat nimic, a mers pentru gâncoap, au rupt o ramură și au pus-o jos. O creat arcade, o mers. Asta nu înseamnă dăruire? Asta nu înseamnă să-i dai lui Dumnezeu ce-ți rămâne second hand și nu mai ai nevoie de asta? Ai te da lui Dumnezeu. Înseamnă să-ți iei propria ta ființă, toată viața ta și să-i spui Dumnezeu, Doamne, de azi, Tu ești regele meu. Tu îmi zici unde mă duc și unde nu mă duc. Tu îmi zici cum vorbesc și cum nu vorbesc. Tu îmi zici cum reacționez și cum nu reacționez. Ești regele meu. Uitați-vă scena asta în care spune Biblia, a venit acest măgăruș și s-a smerit. N-a avut nicio reacție ostentativă de atac împotriva Mântuitorului, deși n-a fost niciodată încălecat și în mod normal trebuia să fie un sistem de îmblânzire. Acolo e autoritatea regelui. Nu întâmplător zice Domnul Iisus Hristos și îndată îl va trimite înapoi aici. Pentru că și măgărușul era creația lui Iisus. El era co-creator cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Înapoi. Știți ce faceți voi acum? V-ați întors înapoi la Creatorul dumneavoastră, care de azi îl declarați Mântuitorul personal. Pentru că în al patrulea rând, dragii mei, ce faci când Iisus e regele tău? Îl declari ca rege. Au început să strige mulțimile, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Foarte mulți au vorbit teoretic, pentru că după 5 zile, 6 zile aproximativ, și chiar mai puțin, au strigat cu aceleași degete arătătoare cu care au zis, el este regele. Și au strigat, calomniator, acuzator, răstigniți-l! Unii l-au declarat ca rege printr-o plachetă scrisă în 3 limbi de circulație internațională și a scris Iisus Hristos din Nazaret, regele iudeilor. Unii așa îl declară, acuzându-l, calomnindu-l și răstignindu-l. Niciodată să nu faceți asta. Să fiți asemenea copiilor care au zis un cuvânt pe care nu l-au cunoscut, au vorbit profetic, Dumnezeu a vorbit prin cura lor și întotdeauna să ziceți, Osana, Osana înseamnă Dumnezeu salvează, Dumnezeu mântuie. Să ziceți, binecuvântat este Domnul Iisus Hristos. Indiferent de circumstanțe, binecuvântați-L pe Dumnezeu. Și nu uitați, fiecare dintre noi trebuie să facem la fel. Regele trebuie să rămână pe tron. Amin.